Cetățenii cartierului Vulcănean Dallas acuză faptul că reprezentanții ai poliției locale Vulcan au avut un comportament agresiv în noaptea de joi spre vineri, în cadrul unei razii efectuate pentru a verifica respectarea restricțiilor impuse în această perioadă. Am fost aseară la o vecină în blocul 5 și când am coborât cu fata, se deduse cu spray paralizant pe scară, era plin de copii, uitați poliția încă acum trece, eram cu fata mea în brațe, are 5 ani de zile, nu mai puteau stura gâtul, gura, nasul, cum vor da cu spray. S-au urcat în mașină și au plecat. Soțul meu a sunat la 112, i s-au luat datele și s-au închis telefonul. Am văzut cum au fugărit copiii, după aia au urdat cu spray în scară și toată lumea au fugit și care cum au coborât, li s-au roșit ochii, tușau, fugea după copiii cu mașinile, în fine, asta nu, că să nu stai pe stradă, dar ce-or căuta să dai cu spray în scară? Ce-or căuta? Eu am un copil cu handicap, dacă în momentul ăla era rău la copil și coboram la salvare, chemam salvarea, puteam să cobor cu el? Nu cred că puteam. Și comunitarii de câte ori prinde un om? Pe mine m-a prins la magazin la blond, mi-a dat amendă. De câte ori comunitarii de câte ori prinde om, îi dă amendă. Și aveam adeverința și buletinul, dar nu schimbasem data. Era data de 23 și ei mi-a dat pe 25. Mi-a dat amenda. Când am schimbat cu creonul, că așa am scris și am uitat să schimb data. Imediat mi-a dat amendă. Păi ce fac ei? Să-și aprice legea, dar nu așa să-și bată joc de noi aici, vine când vor să dea amenzi, vine, da amenzi, pleacă, vine, da amenzi, pleacă, păi nu-i corect. Și comunitarii, poliția, nu, poliția te avertizează, spune frumos, du-te în caz, vezi de treabă, nu știu ce, dar comunitarii teroare cu ei. Am un tată paralizat, a deschis ușa, a început să usture ochii, noi n-am mai văzut pe nimeni, că au fugit, cine a fost, că a fost locala, că care au fost, oamenii au văzut, deci nu se mai poate așa ceva, să vii în scară, avem copii, avem părinți cu handicap, bătrâni, deci cum se poate așa ceva? Să dai cu spray paralizant în scară când avem atâția copii mici, nu? Pe tot parcursul zilei, redacția Mondo TV a încercat să ia legătura cu autoritățile vulcănene pentru a lămuri acest subiect, însă nu a primit niciun răspuns.